Paris, la început de veac. Pe strada Beaujolais, în cartierul Halelor. O mulțime pestriță, gălăgioasă, se îmbulzește pe trotoarele care lucesc umede în dimineața cenușie. În zumzetul continuu și confuz al cartierului se amestecă glasurile modestelor gospodine în forfota lor după târguieli, tropotul cailor, uruitul strident al obloanelor care se ridică, strigăte profesionale, monotone ale vânzătorilor ambulanți. Și azi, ca în fiecare dimineață, bătrânul Crancobii, vânzătorul de legume, va coborî strada Beaujolais împingându-și căruciorul și strigând cu același glas neschimbat cu care de aproape 50 de ani strigă zi de zi. Dar ce s-a întâmplat? Iată, în colțul străzii se adună mulțimea. Trotuarul a devenit deodată neîncăpător. Un vânzător ambulant de mărunțișuri își prezintă marfa. De câte ori pronunță numele firmei pe care o reprezintă, își ridică ceremonios cu un gest teatral jobenul și apoi grăbit și îl pune la loc pe cap. Acum s-a cocoțat pe un scaun și cu abilitatea unui prestidigitator scoate dintr-un geamantan câteva obiecte pe care le agită triumfător prin fața auditorului încremenit în loc, înmărmurit de verba goală și amețitoare a vânzătorului. Nu, domnilor! Firma Cameron, Carmandelet Compania, nu urmărește decât un lucru, unul singur. Și acesta o să-l aflați îndată chiar de la mine. Apelez deocamdată la bunăvoința și amabilitatea dumneavoastră binecunoscută pentru o clipă de atenție și profită de ea, vă mulțumesc, pentru a preciza. Cele 6 articole de care v-am vorbit sunt puse cu generozitate la dispoziția tuturor, fără deosebire de vârstă, sex sau religie. Ele pot fi livrate oricui pe loc, la simpla cerere verbală, la un gest chiar, la un simplu semn. Aceste articole sunt, repetăm, 1. Un baston pneumatic care, printr-o simplă apăsare a degetelor dumneavoastră, se strânge, până devine atât de mic, încât poate fi cu ușurință ascuns într-un buzunar de mărime mijlocie. Acest obiect, fabricat în întregime dintr-un metal inoxidabil, reprezintă o valoare de numai 3 franci. Nădăjduiesc, domnilor, că această sumă nu vi se va părea deloc exagerată, raportată mai ales la costul uluitor la care a ajuns astăzi mâna de lucru. Ia uitați-vă la asta, certime! Continui mai departe! Numărul 2! O superbă garnitură de buton de cămașă din prețiosul aliaj pseudo. Ea se compune din 3 butoni pentru plastron, 2 butoni de mașetă din aluminium refractar care poate rezista acțiunii nefaste a focului până la 4 ore fără întrerupere. Apoi un buton de guler împodobit cu o superbă piatră albastră semiturcoază. Sunteți aici numai oameni subțiri. Ei bine, spuneți dumneavoastră, există oare vreun bijutier? Și nu mă gândesc la cei mari. Hai, taci odată, moară stricată. Oh, ai răbdare, micuțule, cum termin o să mă ocup eu și de tine, măgarule. Cine și cele? Fuge, fuge, tinere, fuge! Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Continui mai departe. Există oare, spuneam, vreun bijutier dintre cei mai modești, dintre cei care se mulțumesc cu un câștig minim, care să vândă un asemenea articol cu mai puțin de un franc și 50 de centime? Nu, nu e așa? Ei bine, pentru un moment eu îl vând, fiți atenți, cu un franc. Mai departe, numărul 3. O cutie cu miraculosul săpun oceanic, cu care v-am făcut numai departe chiar din aur o senzațională și concludentă demonstrație.
și care scoate orice pată, de pe orice stofă, de pe orice țesătură. Cât costă? Prețul, oh, domnilor, ridicol, 25 de centime. Da, da, domnilor, ați auzit bine, 25 de centime. Numărul 4, o cutie de celuloid norvegian, neinflamabil, conținând 50 de pastile, suverane în orice afecțiuni ale căilor respiratorii. Prețul? Care preț, domnilor? Gratuit! Mai ieftin decât gratuit! 15 centime! Se poate oare cumpăra ceva mai avantajos? Da, se poate și o să vă dovedesc. Ultimele două articole, doamnelor, domnilor și... Oh, pardon, și domnișoarelor... Un lanț care în același timp poate servi drept zgardă pentru câinele dumneavoastră preferat, drept inel pentru șervețele de masă sau lanț de ceas. Ori colie brățară pentru o elegantă doamnă, având un fermoar care, privită de la oarecare distanță, poate fi luată drept aur. De la câți kilometri trebuie să uiți la el? Cum de la câți kilometri? Oh, oh. Râdeți, 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 domnilor! Râsul încurajează comerțul! Sunt mulțumit că sunt înconjurat de o clientelă inteligentă și spirituală. Dar, domnilor, citesc în ochii dumneavoastră o întrebare. Prețul! Care oare prețul acestor ultime două articole? Prețul? Niciunul! 0 franci, 0 centime! Un cadou al casei Gameron, Cormandel et compagnia! Deci, în total, 3 franci pentru butonul pneumatic, 1 franc pentru garnitura de pseudo, 25 de centime pentru săpunul oceanic, 15 centime pentru pastile suverane, plus 0 franci, 0 centime pentru ultimele două obiecte. În total, 4 franci și 40, pe care firma Gameron, Cormandel et compagnia mi-a ordonat să-i transform pentru dumneavoastră într-un cadou. Da, 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 un cadou, am curajul să o spun. Căci în realitate aceste prețioase obiecte nu vă vor costa 4 franci și 40, nici 3 franci, nici 2, nici măcar un singur biet franc. Ele vă vor fi donate pentru suma grotescă, ridicolă, uluitoare, absurdă de 20 de centime. Da, domnilor, 20 de centime! Ascultați la poftiță, mă! Da, mulțumesc, mulțumesc, domnilor! Poftișii dumneavoastră, doamne! A, mulțumesc și dumneavoastră, domnișoare! Mulțumesc, mulțumesc! Și mai târziu, când în sânul familiei dumneavoastră adunați în jurul mesii familiar. Da, mulțumesc, mulțumesc, poftim, domnilor! Da, sigur că da, în jurul castronului de supă fumegând de la lumina blândă a lâmpii. Da, mulțumesc, mulțumesc! Vezi că de-a pradă, mulțumesc! Unii le citim sentiment de curiozitate și vă veți întreba: pentru ce firma Cameron, Cormandel et compagnia face asemenea sacrificii? Mulțumesc! Ei bine, stimate doamne și stimați domni, renunțați să înțelegeți! Este vorba pur și simplu de reclamă! Ia mai dă! Vă mulțumesc, frate domnule! Vă rog să participați! Mai am un articol! Ce zici? O fi bun săpunul ăsta contra petelor? Hei, hey, mătușă, de 25 de ani lucrez în boiangerie și curățătorie chimică. Dacă ar fi bun la ceva, l-aș întrebința și eu. Dar e o porcărie. Se poate, dar și 20 de centime. Zău că face! Mai bine ați umblat la școală decât să bate străzile. Păi, ce o să înveți ei hoinărind pe străzi? Nimic bun, numai lucruri rele. Sparanghelul, sparanghelul! Dar unde ți-e sparanghelul, uncheașule? Ha, auzi colo ce întreabă. Sparanghel la el înseamnă prăz. Prazul e sparanghelul săracului. Uite, asta o știe cine? Stați la un loc, împelițaților, nu vreți scoliți marfa, stați cu mică! Hei! Lăsați omul să-și câștige pâinea! Dacă ar trebui și voi să vă câștigați ca mine... Nu, coșilor! Tu-ți câștigi pâinea singur, flăcăule? Păi dacă trebuie, ce? A, e un calic, doarme pe stradă, n-are nici măcar părinți! Dacă n-are părinți, nu e vina lui, e vina părinților! N-are nici el ce mânca și hrănește un cățel! Mănâncă-ți cățel! Care ai zis, mă, că dorm pe stradă? Hai! Care ai zis, mă, a? Ia mai zi o dată! Vrei să-ți arăt că nu dorm pe stradă? Uite, uite acolo, fereastra odăi mele! Fereastra ta n-are nici geam!
eram atunci. Moșule, păzesc noaptea magazinul care e în reparație. Asta înseamnă că sunt un băiat cinstit, nu? Și ce învârtești tu, măi, ca să trăiești? E, adun mici de tenis, vând ziare, fac comisioane, de toate, ce mai e? Și cum îți zice ție? Șoricel. E, va să zic că șoricel îmi zice. E, află, șoricelule dragă, că tu ai mai multă minte în cap decât ei. Tu înțelegi mai bine ce e aia viață. Fiindcă o duc tare greu. Aia habar n-au. Dacă nu o duci greu, n-ai de unde să știi așa mult. Zi mizerie, ai? Mizerie. E, e greu până se lipește de tine, că pe urmă nu mai scap de ea. E drept că prea bine nu arăți tu. Vorba aia, uită-te la față și întreabă-mă de viață. Ei, na, ține o pară. E cam terciuită ea, dar-i soi bun, mă, pergamută. De moaie e moaie ea. Ei, așa cum e, îți mulțumesc, Moș Crengbi. Ai varză frumoasă, domnule? A mai frumoasă, fetița tate, a mai frumoasă, numai inimă. Cât costă? Mămica mea e bolnavă și nu poate să vină ea. M-a trimis pe mine. La ce are mămica ta, puiule? Ce-o doare? Nu știu, o doare pe dinăuntru, dar mi-a spus să-mi dai o varză. Bine, hai, vino să-ți dau o varză. O să-ți dea una moșu să zică mămică ta, bravo, puiule. Și nici eu nu mi-aș fi ales una mai frumoasă. Că doar n-am eu inima asta să înșel un îngeraș ca tine. De înșelat nu-i frumos să înșel pe nimeni, sigur. Fiecare cu dreptul lui. Dar zic așa, dacă ar fi și ar fi, apoi barem să-ți pui mintea cu aia care umblă ei să te tragă pe soare. Dacă un îngeraș ca tine, ar fi păcată Dumnezeu. Ține, uite, a mai frumoasă varză, înfoiată, grasă, parcă ar fi un ministru. Poftim 20 de centime. 20? Mai trebuie 5. Varza face 25. E, nu îmi vreau să mă păgubești, îngerașule. Mai dă 5 centime. Dar mămica mi-a dat numai 20. Nu-i frumos să minți, puiule. Ia caută, hai, hai. Caută bine în buzunar acolo. Nu, domnule, n-am decât 20 de centime. Păi atunci, puiule, dă-mi o guriță aici pe obraz și să zicem că ne-am achitat. Așa, e, du-te, puiule, și bagă de seamă să nu te dea varza jos, că e mai grea ca tine. E, bună dimineața, madame Laura, bună dimineața, poftiți. E, merge, merge strună. E, dar n-ai nimic mai de Doamne ajută azi. S-o poate. Ia, ia să văd ridicule. Tu, sunt veștele. E, madame Laura, văd că azi îmi cauți nodă în papură. Ai dormit prost, să vede. Dar că ar fi de iască, n-au niciun gust. Să-ți spun eu, dumitale ți-a pierit gustul. Nu mai simți ce mănânci. Fiindcă așa e viața azi în Parisul nostru. Vă arde stomacul cu tot felul de otrăvuri. Ce v-ați face fără legumele proaspete și răcoritoare ale moșului Crengbi? Ați luat foc de-a binea. Dar nu ce mănânc îmi face rău. Că nici nu-mi priește altceva decât salată și ridichi. Na ta ai dreptat. Parisul ăsta te consumă. Ah, ce n-aș da, Moș Crengbi. Să trăiesc ziua aia în care să nu mai am nevoie nici de varza, nici de ridichile dumitale. Să le culeg singură din grădinița mea, să am căsuța mea la țară, să cresc găini, puișori, purceluși și să trăiesc liniștită. Ah, liniștită! O să vii și ziua aia, madame Laura, o să vii, n-ai grijă. Dumneata ești economă, chipzuită, da, da, ce faci? Nu mă privește, meserie-i meserie, orice ar fi. Și din meserie se poate scoate bani. Îți spun eu, la bătrânețe o să ai rostă dumitale, căsuța dumitale la țară, bărișorii dumitale și toată lumea o să te respecte. Da. Să o spune Moș Crengbi, da, da. Cu bine, madame Laura, cu bine. Umble sănătos, Moș Crengbi. De, meserie e meserie, nu ce-i faci. Altfel, fată bună, săraca. Varză, cartofi, borcovi!
În timp ce crâncbii coboară strada, Madame Bayard, patroana magazinului de încălțăminte la Îngerul Păzitor, a ieșit în fața prăvăliei și l-o oprește. Varză, Cato! Porco! Varză! Hei! Hei, omule! Bună dimineața, cucoane! A, n-are niciun fason prazul ăsta! Cât face legătura? 75 de centime, dar e marfă prima întâi. 75 de centime, trei fire amărâte? Circulați! Da, îndată, domnule agent, mai repede, cucoane, mai ai auzit agentul. Nu-ți dau 75 de centime, 75 de mii de ani. Iei 60 pe legătură? Dar mă ține pe mine mai mult, drăguță, doamnă. Dar munca mea nu o pui la socoteală, că de la 5 de dimineață, ba și mai devreme, cu trei erhalele în lung și în lat, să aleg marfa cea mai bună. Circulați! Da, îndată, domnule agent, îndată. Hai, dă-i zor, cucoară, dă-i zor. Am zis, 60 de centime. Da, gândește-te că de la 7 dimineața am rupt mâinile tot întingând la căruciorul ăsta. Și zbierni mi-e se sufletul. Varză, cartofi, morcov, gulii. Păi crezi că o fac de plăcere? La 75 de centime nu câștig decât 5. Hai, treacă de la mine. Dă-mi legătura. O să-ți dau 70 de centime, dar niciuna mai mult. Așteaptă că ce mă întorc îndată. Mă duc în prăvădire. Bine, cu coare, dar întoarce-te repede, te rog. Hei! Prietana, o să circul! Îndată, domnule agent, uite, să ne aducă coana banii și am și luat-o din loc. Nu mă privești pe mine banii dumitale! Circulă! Nu-mi curca loc! Ei, drăcie, nu știi ce e a circulație? Știu, cum să nu știu? De vreo 50 de ani de când o știu. De când împing la căruciorul ăsta. Da, îmi aștept clienta, doamna Baiar, să vie cu bani. A intrat la ea în prăvălie la Îngerul Păzitor, în călțăminte fină. S-a dus să-mi aducă 70 de centime. Vrei să-ți ardă o contravenție? Ha? Ia spune. Hai, liberează locul. Înțelegi? Va bine că nu. Sunt 50 de ani. Hei, dumneata, trâncănești cam mult. Ia-mi autorizația. Autorizația? Da. Autorizația? Care autorizație? Autorizația de ambulant. Dacă vrei să vezi autorizația, trebuie să vii până acasă, la mine. Ce face? N-ai autorizație? Da, dar nu mai iau la mine. Am pierdut două până acum și de fiecare dată m-a costat câte trei franci, una nouă. Acum m-am învățat minte. Aha! Numele dumitale! Ia lasă gluma, frate. Ții morții să pierd 70 de centime. Mă rog, voia dumitale. Varză, cartofi! Hei! Hei, ce faci, omule? Ei, ce să fac? Circul. Aha, tu e prea târziu, stai pe loc. Da, ce nu înțelegi? Ia mâna de pe mine, domnule agent. Domnule agent, ia mâna de pe mine. Stai la locul dumitale. Băi de zilele mele, băi de se toată marfa e vreau de jos. Și vin zbare în caie, omule, că-mi faci terzi toată marza, optim, optim, vezi ai făcut. Ai dat peste cap toată circulația. Păi dacă nu te-o învăța eu minte, să-mi ras mustățile. Haide, hai noastră, urră! Numai doamna Baie are de vină. Câtă pagubă! Câtă pagubă pentru o legătură de praz! Să-ți mai servești frumos clienții! Ce-ai spus? Jos sticlenții? Perfect! Urmează-mă! Am spus și eu asta! Ai spus? Jos sticlenții! Bun! Ha! Vă să zic că mai și repeți! Ce? N-ai spus chiar acum? Jos sticlenții! Am spus eu jos sticleții? N-am spus jos sticleții. Ce spune frate? Zice că i-aș fi spus eu lui jos sticleții. Bă, da, acum poți să-ți ia așa până mâine, intră în același preț. Vreau să le explic de-a lor cum stau lucrurile. Destul, ai cu mine. Dă-mi drumul, domnule agent, dă-mi drumul. O clipă, domnule. Dă-mi drumul, lasă. O clipă. E o neînțelegere, domnule agent. Neînțelegere? Ce fel de neînțelegere? Nimeni nu te-a insultat. Am auzit perfect tot ce a spus acest om.
El n-a proferat niciun fel de insultă care să motiveze. Ce-i treaba dumitale? Mă iartă, dar am dreptul și tot deodată datoria să semnalez o greșeală care ar putea avea urmări grave pentru acest om. E, să nu ridici tonul la mine! Domnul are dreptate! Bătrânul n-a spus jos, ticlet! Mă! Ascultă, ți-a făcut și dumitale de răcoare! Da, nimeni nu te-a insultat, domnule agent. Cuvântul sticleț n-a fost pronunțat. Când o să-ți recapezi calmul, o să recunosc singur. Mai întâi de toate, cine ești, domnulea ta? Doctorul Matiu, șef de clinică la spitalul Ambroas Pare. Ei, și crezi că m-ai făcut praf? Cine, dar nici nu mă urmăream asta. Dar te-aș ruga să-mi notez numele și adresa. Și să-mi iei și o declarație. A, așa, ți morțiști? Atunci urmează-mă și dumneata. O să lămurim la comisaria. Mă rog, n-am nimic împotrivă. Circulat! Circulat! Și dumneavoastră doi mergeți cu mine. Au, 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 domnule, și dântul mă strânge așa de brațul lui. Dăm drumul și căruțul, căruțul meu, căruțul meu, cum o să-mi las așa și tot cu marmă în jos. Au, 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 ține banii. Hei, Crankley, ia te uită, l-a arestat. Bine că noi am dat banii înainte. Mai ajungeam și complicea unui hoț. Fii, ha, ce noroc am avut. Oricum 70 de centime economie tot e ceva. Că de văzut, nu-i mai vede el niciodată. Cred că nici legea nu permite să dai bani unui arestat. La curtea corecțională se judecă azi procesul numitului Crankby Jerome, negustor ambulant, invinuit de injurii și ultragiu la adresa unui reprezentant al forței publice. Liniște! Liniște! Crankby! Prezent! Ridică-te! Da! Te numești Crankby Jerome, născut la Poissy, Seine, la 14 iulie 1843. N-ai suferit nicio condamnare. Vai, întrebați pe cine vreți. N-am rămas în viața mea cuiva dator. N-am înșelat niciodată pe nimeni. La mine cuvântul e cuvânt. Întrebați pe orice. Sunt un om cinstit. Liniște! Pe ziua de 20 ale lunii trecute, pe la amiază, pe strada Beaujolais, ai insultat și ultragiat un agent al forței publice în exercițiu funcțiunii. L-ai făcut sticle... Recunoști faptele? Domnule avocat, ce tot spune dumnealui acolo? Cu mine vorbește? Răspunde! I-ai strigat sau nu jos? Adică... jos sticleții? Aba să zic că recunoști! Pe cea mai scumpe lume, pe capul fetei mele dacă aș avea una, că n-am insultat niciun agent. Ăsta e adevărul adevărat. Povestește faptele în versiunea dumitale. Domnule președinte, întrebați pe cine vreți, sunt un om cinstit. N-am rămas dator în viața mea, nimănui, niciun cinci. N-am înșelat niciodată pe nimeni. La mine cuvântul e cuvânt. Întrebați pe oricine. De 40 de ani mă știu toți în hală. Tot mă martor, mă cunoaște ca pe un cal breaz. Oricine poate să vă spună. De la 14 ani îmi câștig pâinea și... Nu mă interesează biografia dumitare. Ți-am cerut să povestești cum au decurs faptele care au precedat arestarea dumitare. Tot ce pot să vă spun e... că de 40 de ani de când tot împing la cărucior, fără să mă laud, dar mă pricep la agenți. Numai când zăresc unul pe un trotuar, o și șterg pe partea cealaltă. Știu că dacă nu ne întâlnim nas în nas, n-am belele cu ei.
Asta e drept, îi ocolesc. Dar să fi înjurat eu vreodată freonul, să-i fi spus eu vreo vorbă de ocar sau altcumva, asta nu mi-amintesc și nici nu stă în caracter. Și credeți că m-am prostit acum la bătrânețe? Agentul ți-a ordonat să circuli. Te-ai supus? Să circul? Ușor mă vine, fiindcă n-ați văzut ce era acolo. Se încurcaseră între ele toate birjile de nu puteai face un pas. Dar mi-te circulație. Să vă fi văzut pe dumneavoastră în locul meu. Pe unde scoteați căruciorul? În fine, recunoști că ai spus josticleții? Am spus josticleții, fiindcă domnul agent a spus josticlețe. Așa că am întrebat. Am spus eu josticleții? Pricepeți? Nu! Am spus josticleție, fiindcă domnul agent pretinzi că agentul a proferat primul această insultă? Eu nu pretind nimic, domnule președinte, eu... Da, da, bine, bine, ai dreptate, stai jos. Aprot, da. Introduc martorul principal. Agentul de circulație, Bastien Matra! Prezent! Domnule agent, am spus eu josticleții. Numele, vârsta, profesie. Matra Bastien, născut la 15 august 1870 la Bastia, Corsica. Agent de circulație cu numărul 64. Jură că vei spune adevărul și numai adevărul. Ridică mâna și spune jur. Jur. Acum fă-ți de poziție. În ziua de 20 octombrie anul curent, fiind de serviciu pe la ora prânzului, am zărit pe strada Beaujolais un individ pe care imediat l-am identificat drept un vânzător ambulant și care se șoprise cu căruciorul în mod nelegal. Aha. În dreptul imobilului cu numărul 28, fiind o încălcare a dispozițiilor legale privitor la circulație și încurcând scurgerea normală a trăsurilor și vehiculelor pe acea stradă. Da. Conform dispozițiilor în vigoare, l-am somat de 3 ori să circule, ceea ce el a refuzat să se supună acestor ordine. Declarând că voi dresa proces verbal, acesta din urmă mi-a răspuns prin strigătul josticleți! Aha. Ceea ce mă consider insultat în exercițiul funcțiunii. Da, 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 bine, bine, bine. Crâncării, ai auzit ce spune martorul? Am spus josticleții, fiindcă el a spus josticleții. Și atunci am întrebat, am spus eu josticleții? Ce Dumnezeu... Că nu-i greu de priceput. Bine, 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 bine. Așadar, având în vedere că audierea martorilor s-a terminat... Domnule președinte, mai sunt încă doi. Ce face încă doi martori? Îmi permiteți, domnule președinte, ca avocat al acuzatului și pentru luminarea justiției, cer să fie audiați și acești doi martori ai apărării. Țineți neapărat, maestre. Desigur, domnule președinte. Bine, bine, bine. Atunci, agentul să mai rămână. Am înțeles. Doamna Baiar. Prezent! Bună dimineața! Bună dimineața! Numele, pronumele, vârsta, profesiune. Pauline Félicité Bayard, magazin de încălțăminte, strada Beaujolais, numărul 28. Vârsta? Eu? 30 de ani. Jurați că veți spune adevărul și numai adevărul. Ridicați mâna și spuneți jur. Jur. Faceți-vă de poziție. Ei! Doamnă Baiar, nu mă vezi? Aici sunt. Să faci că nu mă cunoaște. Să ține mândră. Liniște! Spuneți tot ce știți. Târguiam niște zarzavat de la ambulant și el mă tot grăbea. Cu toate că era dreptul meu să-mi aleg marfa. În acel moment, o clientă a intrat în magazin și am alergat să o servesc. Era o doamnă cu un copil. E tot ce aveți de spus? Tot. Adică în timp ce ambulantul discuta cu poliția, eu eram în prăvălie. Tocmai încercam unui copilaș în vârstă de un an și jumătate o pereche de pantof bleu. Da. Avocatul apărării are depus vreo întrebare martorii? Nu, domnule președinte. Nu. Acuzat. Crâncăbii. Da. Dumneata ai depus vreo întrebare? Ba bine că nu. Poftim. Vreau să întreb pe cucoana să spună. Puteam eu să spun domnului agent josticleții? Doar mă cunoaște de atâta amar de vreme. Să spună dumneai, dacă îmi stă mie în caracter. Vorbește, vorbește, domnule Baiar, ești doar clienta mea și nu de ieri de-al altă ieri. Ho, 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 încă de...
Nu te adresa martorului acuzat. Vorbește tribunalului. Nu mă adresez, domnule președinte, dar o întreb. Domnule Baiar, ne cunoaștem de mult. Dovadă că mi-ești datoare 70 de centime. Și asta ți-o spun nu ca să mi-i plătești pe loc. Nu m-au făcut pe mine 70 de centime. Nu sunt eu omul care se uită la mărunțișuri. Slavă Domnului! Liniște! Adică vreau să spun că târguie de la mine de când era tineric. Nu vă uitați că zice că are 30 de ani. Poate că a vrut să spună că sunt 30 de ani de când îi vând eu zarzavat proaspăt. Mie? Oh, dar nici nu te cunosc. Martorul poate să se retragă. Da, mie să fac atentă apărarea că depoziția n-a contrazis cu nimic pe aceea agentului Matra. Mai aveți un martor maestre? Unul singur. Țineți cu tot din adinsul să fie audiat? Domnule președinte, convingerea clientului meu și a mea personală este că depoziția care urmează va fi decisivă în luminarea adevărului. Această mărturie emană de la o personalitate a cărei bune credință nu poate fi pusă la îndoială. Bine, bine, bine. Aprod. Da. Să intre ultimul martor al apărării. Domnul doctor Mathieu. Prezent. Numele, vârsta, profesiune. Mathieu, Pierre-Philippe David, 62 de ani. Medic șef la spitalul Ambroise Paré, ofițer al Legiunii de Onoare. Jurați că veți spune adevărul și numai adevărul. Ridicați mâna și spuneți jur. Jur. Maestre Lemel, ce întrebare vreți să puneți martorului? Domnul doctor Mathieu a fost martor ocular al incidentului. Vă rog, domnule președinte, cereți să relateze faptele. Ați auzit? Da. Mă aflam în mulțimea care se adunase în jurul agentului, în vreme ce acesta îl soma pe negustorul ambulant să circule. Dar circulația se încurcase atât de rău, încât era cu neputință să faci un pas. Am fost martor ocular al scenei. Și în plus pot să afirm că nu mi-a scăpat niciun cuvânt. Am înțeles imediat că agentul se înșelase. Nimeni nu-l insultase. De altfel, nu numai eu, ci toate persoanele din jurul meu au făcut aceeași constatare în această privință. I-am atras agentului atenția că a înțeles greșit, dar el nu s-a lăsat convins. Ba mai mult, m-a poftit și pe mine, cu un ton destul de aspru, trebuie să o recunosc, să-l urmez la comisaria. Bine, bine, bine. Puteți sta jos. Matra! Ordonați! Apropie-te. Matra, când l-ai arestat pe inculpat, domnul doctor Mathieu nu ți-a atras atenția asupra erorii dumitale? Ai auzit de poziția domnului Mathieu? Eroare, eroare. Da. Susțin că m-a insultat, domnule președinte. Domnul Mathieu, ce ți-a spus? Ce să-mi spuie? Josticleț! Da, da, da. Bine, bine, bine. Poți să te retragi. Da. Nădăjduiesc că tribunalul va aprecia la justă evaluare de poziția martorului. E vip ficletele! Ești ca și achitat, crâmpiș! Aceste manifestări sunt de-a dreptul necuvincioase. Dacă se mai repete, evacuez sal. Apărarea are cuvântul. Nădăjduiesc, maestre Lemaire, la rândul meu că veți fi scurt. Cel mult 20 de minute. Mă rog, aveți cuvânt. Onorat tribunal, prețuiesc, stimez pe agenții forței noastre publice. Un incident ca acesta de azi nu mă va putea niciodată zdruncina în bunele sentimente pe care le nutresc față de acești modești slujitori ai societății, care în schimb unui salariu derizoriu îndură oboseala și înfruntă pericole necontenite, practicând acel eroism cotidian care constituie poate cel mai dificil dintre eroisme. Acești foști soldați, care rămân soldați o viață întreagă... Ia nu mai pleca pentru culcanși, Petre! Apără-l mai bine pe crecăbii! Jandarm! Scoate din sală pe scandalagii! Imediat! Dar nu răspunză-mă! Dacă spun că n-am spus că... Nu
desigur, nu subestimez modestele, dar prețioasele servicii pe care agenții forței publice le aduc zilnic și neprecupețit bravei populații parisiene. Și pentru nimic în lume n-aș fi primit, domnilor, să fiu în fața dumneavoastră ca apărător al acuzatului Crangby, dacă n-aș fi bănuit o clipă doar că ar fi putut insulta un fost soldat al Republicii. Dar să analizăm faptele. Clientul meu e acuzat că ar fi strigat jos sticleții. Să precizăm mai întâi conținutul acestui ultim cuvânt. Deschizând dicționarul, citim. Sticlete, pasăre cântătoare apreciată pentru glasul ei fermecător. Până aici nimic insultător, onorat tribunal. Îmi veți spune că într-un anumit mediu acest cuvânt a căpătat un sens figurativ. Peiorativ totodată. Ce tot trâncănește ăla acolo? Da, este adevărat. Cuvântul acesta e inofensiv. Poate desemna în mod caricatural pe agentul de circulație prevăzut cu fluier. Accept și acest al doilea înțeles al cuvântului, domnilor. Dar întrebarea este, în care din aceste două sensuri l-a pronunțat Crangby? Și mai înainte de toate, l-a pronunțat el cu adevărat? Dați-mi voie, domnilor, să mă îndoiesc. Nu-l suspectez pe bravul agent Matra de rea credință, dar, așa cum am mai spus-o, acest om are de îndeplinit în general sarcini profesionale supraomenești. E natural, deci, ca uneori să fie obosit, surnenat, epuizat. E normal, deci, ca uneori să cadă victima unei alucinații auditive. Și atunci când agentul Matra ne afirmă că și doctorul David Mathieu, ofițer al Legiunii de Onoare, medic șef al spitalului Ambroise Paré, prinț al științei și om de lume, iar fi strigat jos sticleții, suntem obligați să bănuim că bravul nostru agent este prada unei obsesii și, dacă termenul nu e prea tare, chiar sub imperiul manii persecuții. Nu mai trăgăni, tribunalul e lămurit! Atrag atenția auditorului că orice exclamare aprobativă sau dezaprobativă fiind oprită, voi ordona evacuarea din sala a tuturor celor care turbură liniște. Domnilor, am aici în fața mea o carte de o autoritate necontestată în materie. E vorba de Tratatul Alucinațiilor de Brière de Boismont, doctor în medicină al facultății din Paris, cavaler al ordinelor Legiunea de Onoare, meritul militar polonez, etc., etc. Aflăm din această carte că alucinațiile auditive sunt cele mai frecvente. Oameni de plin sănătoși pot fi atinși de halucinații din pricina unei emoții prea violente, a unei oboseli excesive, a surmenajului intelectual sau fizic. Și cum se manifestă în mod obișnuit aceste halucinații? Ce îi se va părea agentului Matra că aude în clipele în care le-ar cădea pradă? Doctorul Brière de Boismont ne spune: cele mai multe din aceste false percepții ale auzului sunt legate de preocupările bolnavului, de obiceiurile, de pasiunile lui. Rețineți, vă rog, domnilor, preocupările, obiceiurile, astfel că, fiind în stare de halucinație, chirurgul va auzi vaetele pacienților, agentul de schimb ordine de vânzări-cumpărări, omul politic interpelările violente ale colegilor deputați, agentul de poliție, strigătul de jos sticleții. Mai e nevoie să insist, domnilor? Nu. Aș insista chiar să nu mai insistați. Și chiar dacă Crangby ar fi strigat jos sticleții, rămâne de văzut dacă acest strigăt are sau nu în gura lui caracterul unui delict, domnilor. În materie de contravenție de ajuns ca delictul să fie constatat, indiferent de bună sau rea credința contravenientului. Dar aici suntem în dreptul penal și atunci, domnilor, te întrebăm, cine este acest Crangby? Fiul al unei precupețe de moravuri îndoielnice. Mă insultă și pe noi! Născut din părinți alcoolici, mărginit ca inteligență, incult, mânat doar de instincte care, permiteți-mi, domnilor, să precizez, nu sunt funciarmente atât de josnice pe cât sunt de brutale. Conștiința lui e învăluită într-o scură, opacă, nu înțelege prea bine nici ce-i se spune, nici ce spune singur. Cuvintele n-au pentru el decât un înțeles confuz și primitiv. Face parte dintre acele ființe mizerabile, animalice, rudimentare. Iată, îl aveți în fața dumneavoastră.
abrutizat de 60 de ani de mizerie. Domnilor, trebuie să recunoașteți că acest om nu poate fi decât irresponsabil. Gata. Gata. Tribunalul intră în deliberare. Ei, Crâncubii, cred că ți-a plăcut. Foarte mult. Dar n-am înțeles nimic, domnule avocat. Cum? Trebuie să fiți foarte învățat ca să vorbiți așa de mult și dintr-o răsuflare. Numai că vorbiți prea repede și n-are omul timpul să-și priceapă. Da. Încolo, oricum, eu vă mulțumesc. Numai că... Liniște! Parcă îmi dă un cuțit prin inimă când zic iar ăsta. Numai că ar fi trebuit să spuneți că n-am rămas dator în viața mea nici un cinci la nimeni. Fiindcă așa e. La mine cuvântul e cuvânt. Acum se poate întâmpla că ați spus-o și n-am auzit-o eu. Și pe urmă mai trebuia să întrebați ce au făcut cu căruciorul meu. Taci, Crâncubii, în interesul dumitale. Da? Tot judecata mea o clocesc acolo, domnul judecător? Da, da. Dar mult mai ține, doamne. Liniște! Sentința. Tribunalul! Achită! După ce a deliberat conform legii, dat fiindcă din dovezile de la dosar, precum și din depozițiile martorilor, rezultă că în ziua de 20 octombrie Crâncubii Jerom s-a făcut vinovat de delictul de... delictul de ultragiu față de un agent al forței publice în exercițiu funcțiunii, delict prevăzut și pedepsit de articolul 224 al Codului Penal. Îl condamnă la 15 zile de închisoare și 50 de franci amendă. Ședința se suspendă pentru 10 minute. Nu mai convenit! Nu mai convenit! Așa judecată! Cum adică? M-au condamnat? Domnule jandarm, răspunde. M-au condamnat? De ce taci? Și unui câine se vorbește, de ce nu răspunzi? Nu deschizi niciodată gura ca să-ți o mai aerisești? Ei, Crâncubii, n-avem de ce ne plânge. Putea să fie și mai rău. Da, tot ce se poate. Ce să-ți fac? N-ai urmat sfatul meu. Acum? Sistemul negării pe care l-ai adoptat a fost de o mare stângăcie. Ce vrei să... Mai bine făceai dacă mărturiseai. Da? Și asta se poate. Dar ce să mărturisesc? Ce? Oricum pot să mă laud. Ce mi s-a întâmplat mie, nu i se întâmplă oricum. Să nu exagerăm. Cazul dumitale nu e deloc excepțional. Dimpotrivă. E, da, uite că jandarmul vrea să te ia. Curaj. Curaj. Domnule jandar, spune-mi măcar ce au făcut cu căruciorul meu. Domnule jandar, căruciorul... Căruciori, cine mi l-a luat? Poate că o să le iau înapoi. În timpul pauzei, discuțiile se învârtesc în jurul acelui caz Crâncubii. Un tânăr avocat, Obare, care asistase la proces, și-a recunoscut în sala de ședințe un prieten, pe desenatorul Lermit, care creionează ceva pe o hârtie. Lermit, ce-ai desenat? O schiță, Obare. O schiță din timpul procesului. I-ai făcut mutra președintelui. Seamănă teribil. De ce râzi? Nu-l găsesc amuzant nici măcar în caricatură. E un personaj sinistru. Iartă-mă, uite-l pe Lemerlă. Domnule Lemerlă! A plecat. O să se întoarcă la reluarea ședinței. Dar ce te de împărți cu individul ăsta? Eu? Nimic. Dar ia spune, prietene,
Cam trasă de păr condamnarea bietului bătrân, nu? A lui Crâncăbi? Mm. Cam, dacă vrei, da? Nu cine știe ce. Cum poți să spui una ca asta? Pe judecătorii l-au condamnat fără să aibă nicio probă împotriva lui. Nicio probă? Da, și în ciuda depoziției doctorului Mathieu. Doar pe simpla afirmație a agentului. Mărturisesc că toate astea mă depășesc. Și totuși e foarte lesne de înțeles. Cum? Cum față de cuvântul dezinteresat al unui om de valoare, de o mare inteligență, să preferi răjetul acestui agent de circulație încăpățânat și ignorant? Găsești că asta este drept? Dragul meu, eu rămân la convingerea mea. Președintele ăsta este un personaj sinistru. Da, da, Obare. Să nu spui una ca asta, ermit. Nu, nu. Președintele, un magistrat respectabil și care a dat încă o dată o nouă dovadă de spiritul său juridic. Cum? Cum, în cazul Crâncăbi? Desigur. Dacă ar fi pus în balanță depozițiile contradictorii ale agentului numărul 64 și ale doctorului Mathieu, s-ar fi lăsat antrenat pe drumul supozițiilor, al îndoielilor și al nesiguranței. Ori, președintele e dotat cu mult prea mult spirit juridic pentru ca sentințele lui să se lase influențate de rațiune și știință. Rațiunea și știința sunt izvoare de necontenite contradicții. Așadar, un judecător trebuie să nege rațiunea și știința? Când judecă, da. Știința e de esență umană și omul e supus greșelii. Descartes și Gassendi, Leibniz și Newton, Claude Bernard și Pasteur s-au înșelat și ei. Dar agentul Bastien Matra nu e un om. E un număr, agentul 64. Și un număr nu poate greși. Așa, da. Asta e un raționament. Nu e așa? Și pe urmă încă ceva. Agentul numărul 64 e un reprezentant al forței publice. Ori toate săbile puterii de stat trebuiesc orientate în același sens. Dacă le-am îndreptat unele contra altora, s-ar turbura ordinea publică. Așa. Înțeleg. În fine, dacă tribunalul ar da sentințe împotriva forței publice, cine le-ar mai executa? Fără jandarmi, agenți și comisari, ce s-ar mai alege dintr-un biet judecător? Obale, ești așteptat la secția 4. Eu? Ce spui, Lemer? Da, da. Domnule Lemer, iertați-mă, vreți să-i dați bătrânului 50 de franci? Lui Crâncăbi, domnule Lermit? Da, iată banii. Să-și poată plăti amenda. Altfel nu-i așa, neplata amenzii ar atrage o prelungire a pedepsii. Evident. Atunci vă rog, dați-i acești 50 de franci, fără să-i spuneți din partea cui. Cu plăcere, domnule Lermit. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Maestre Lemer. Adru, doctor Mathieu. Vă căutam. Ați vrea să remiteți clientului dumneavoastră acești 50 de franci pentru amendă? Cu mare plăcere, dar tocmai am primit de la domnul Lermit 50 de franci, tot în același scop. A, da? Atunci 50 de franci pentru amendă și 50 de franci pentru când va fi eliberat. Perfect! Contați pe mine, domnule. Alo! Sunt niște cazuri destul de interesante. Dosar numărul 8273. Dosar numărul 8273. Domnul Bernard Lussac. Domnul Bernard Lussac. Și jocul merge mai departe. Au trecut 15 zile. Crâncăbi a fost eliberat. De cum a ieșit pe poarta închisorii, pașii l-au purtat spre cartierul lui, spre Hale, spre strada Beaujolais. În drum, bătrânul își simțea inima tresărind. Și în urechi îi sunau parcă glasuri prietenoase, calde, pline de bucuria revederii. Bine-ai venit! Nu ne-ai uitat, moșule!
piciorul, nu-i așa? Să ne aduci salzavaturi proaspete. Ne-ai lipsit, crimbii. În fiecare dimineață te așteptam să strigi varză, sparanghe, morcov. Așa își închipuia Crankby reîntoarcerea lui în cartier. Revederea cu prieteni. Desigur că pe strada Beaujolais îl vor întâmpina mâini întinse cu căldură, chipuri zâmbitoare la ferestre. Și iată în sfârșit cartierul lui. Același trotuar umed, aceleași ziduri fumurii, dar parcă azi împodobite de o frumusețe nouă. Și iată, iată atâtea figuri cunoscute. Bună ziua, doamnele și... Bună ziua, domnule Didier! Bună ziua, Justin! De ce nu-mi răspund? Ce-o fi cu ei? Bună ziua, dar ce faceți voi aici, angelașilor, ai? Ia stai să te sărute moșul pe tine, puștule! Miroși a mucegai, moșule! Cum? Ce-a spus? Că miros a mucegai? Bătrânul n-a înțeles prea bine ce se petrece cu el în ziua aceea. Și nici în zilele care s-au scurs, una câte una, pline de nedumerire și tristețe. Sunt două luni de atunci. E noapte. Strada Beaujolais e învăluită în ceață. Sub un felinar, vânzătorul de castane, Auverpin, își încălzește mâinile la cărbunii sobei lui. Prin ușa întredeschisă a cârciumei de alături, străbate o rază de lumină. Dinăuntru se aud două glasuri bărbătești care se ceartă. Rușine! Ce ți s-a mai întâmplat? I-am cerut cârșumarul în pahar de absent pe datorii. Pe asta e, dă lui dreptul să zbiere la mine ca la un borfaș? Ui, dai pe datorie. Eu te întreb ca om. Nu putea să-mi dea un pahar mie, care am lăsat destui bani în prăvăria lui pe vremea când mă putea fura cât îi plăcea? Păi, slavă Domnului, abia de unde? Coțule, fă-ți o mandă cârșumar. Hai, las-o mai moale, crâncăbii. Când ești din pușcărie, nu se face să-i faci pe alții hoți. Dar de două luni de când ai ieșit de acolo, nu știu ce-i cu tine. Parcă ești alt om. Atâta știi. Să umbli după băutură și te iei la harță cu toți. Ce vrei? Trebuie din când în când să mă mai răcoresc și eu cu un pahar acolo.
mă arde ceva pe dinăuntru. Asta mai treacă, meargă. Dar nu te mai ții de treabă. Trândăvești toată ziua. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai mira de ce ți se întâmplă. Când un om ajunge ca tine, e va să zică la pământ. Și când ești la pământ, toți calcă peste tine. E drept, dar ce să fac? Nu mai am curaj. M-au dat gata. Ulciorul merge ce merge la apă, dar într-o zi tot crapă. Și gata. M-au arestat, fiindcă au zis că am strigat jos sticleți. Dar nici pomeneală să fi zis eu vorbele astea. Era acolo și un doctor cu decorație care le-a spus și el că n-am spus așa. Nici nu le-a păsat. Drept e că judecătorii sunt foarte politicoși. Nu țipă la tine, nu-ți spun vorbe grele, dar numai că nu te poți înțelege cu ei. Mi-au dat 50 de franci. Dar în schimb, după ce am ieșit în pușcărie, 2 săptămâni am tot umblat să-mi iau înapoi cărucior. Toate astea, spune și tu, sunt drepte. Spun, eu nu mai înțeleg nimic. Circ în toată puterea cuvântului. S-au dat 50 de franci? Asta e ceva nou. Stai, bărba. Să fim drepți, mi-au dat 50 de franci, dar adunați cu talerul. Pe urmă, în închisoare, să știi că nu-i chiar așa de rău. Nu, e curat, nimic de zis. Numai că după ce îți dă drumul de acolo, nu mai poți să lucrezi. Nu mai poți să câștigi un gologan. Toată lumea îți întoarce spatele. Îți spun eu ce să faci. Schimbă cartier. Doamna Baiar face o mutră când mă vede. Parcă nu din pricina ei m-au băgat la beci. Și mai datorează și 70 de centime. Am fost adineaura să îi cer, dar avea o clientă. Nu-i nimic, las. Am răbdare. Dar ce o să-i audă urechile? Unde te duci? Unde? La doamna Baiar. Să-i spun mai două vorburițe. Astâmpără-te, omule. Cum adică? Nu sunt în dreptul meu să-i cer cele 70 de centime? Ce... O să-mi-i dai tu, poate. Hei, dacă da, spune și nu-i mai ceri. Să-ți-i dau, ia, mută-ți gândul. Poate vrei să-mi scoată ochii, nevasta. Ți-am dat destul. Ba un franc, ba doi franci. De 2 luni încoace... La bine, omule, nu pot să crăp de foame ca un câine. Nu mai am un gologan. Crâncbi! Știi ce ar trebui să faci? Ce? Să te muți în alt cartier. Asta nu, pentru nimic în lume. Eu sunt ca o capră care nu paște decât acolo unde e priponită. Chiar dacă are numai bolovan în jurul ei. Uite-o pe doamna Baiar. Ce tot vrei de la mine? Degeaba te uiți la mine, gata să mă sfâșii. Vreau cele 70 de centime ale mele. Ale dumitale? Da, ale mele. Mai întâi și întâi să nu te mai prind că intri la mine în prăvălie ca din aur. Ce fel de maniere sunt astea? Bine, dar adă bani. Pe urmă că habar n-am de ce bani vorbești. Și la urmă urmii află, dacă n-ai știut o până acum, nimeni nu datorează nimic unui om ieșit în pușcărie. Ei, zgriptoroasă! Porfașule! Dacă ar mai fi trăit bărbatul meu... I-aș fi tras un picior în spate ca să te vezi să se mai fură lumea și să mai faci și gură pe deasupra. Lasă, dar am să te dau pe mâna, poliție! Lasă, că te mă-ți eu mâine! Lasă! Atâta știi! Adică toată lumea e hoață. Cam așa ar veni. Hai să zic că e așa cum zici tu. Dar nu e chiar așa. Și am să-ți explic de ce. Că fiecare om vrea să trăiască. Ori dacă trăiește, nu poate să nu facă rău altuia. De-aia vezi... Bună seara și mai bună! Bună, șoricelule! Cum merge, Moș Crâncbi? Așa. Nu-ți mai aduce aminte de mine? Nu-i mai vorba. Șoricel, hai că mă cunoști doar. Mi-ai dat într-o zi șopar. Era aia cam terciuită, dar de soi, pergamută. Da,
tot ce se poate. Mă duc să mă culc. Aici stau, acolo în sus. Sunt frânt. După ce zbier până ți se usucă gâtul toată ziua. Patria, presa, seara. Și te înțepenesc fălcile, ajunge o cârpă, nu? Îmi buc la ițeală ceva și mă tolănesc pe saltea. Hai tu saltea. Zucă, hai să vezi. Mi-am făcut-o din saci un puț cu talaj. Saltea, ai? Ai noroc, puștule. Eu de 2 luni n-am mai dormit într-un pat. Noapte bună. Ce să-i faci? M-au dat afară din cocioabă. De 1 lună dorm într-o magherniță pe cărucior. Și plouă cu găleata. Și pereții magherniții sunt tot ca mine. Abia să mai țin pe picioare. A, uite-o pe Laura. Parcă ar veni spre noi. Ba nu, nu, intră în cârciumă. Doamna Laura e o femeie foarte chipzuită și la locul ei. Mai ales pentru meseria pe care o face. Ea nu-și pierde vremea prin cârciumi. Mă prind că o să iasă din cârciumă cu o sticlă pe care o bea acasă cu cunoștințele ei. Mie îmi spui de Laura. O cunosc de parcă aș fi făcut-o eu. Mi-e clientă. Știu, e o femeie tare de treabă. E frumoasă, nu? Ia spune, șmechere. Poftim, uite-o. Ce-ți spuneam? Hei, cu castane, dăm de 20 de centime. Îndată. Nu mă mai cunoașteți, doamne Laura. Sunt Zarzavagiu. Da, da, bine, bine. Hei, ascultă, nu-mi da castane din sacă. Cine știe de când le-ai acolo și s-au răcit. Sunt fierbinți, îmi ard degetele. Nu mă recunoașteți pe semne, fiindcă sunt fără cărucior. Tot așa de bine vă merge, doamnă Laura. Haide, haide, dăm castanele mai repede. Mă așteaptă lumea acasă. Doamnă Laura, vă întreb ce mai faceți. Nu stau de vorbă cu pușcăriașii. Ce? Pușcăriașii? E o treabă, dracu. Cum că vii? Și tu ce? Tu nu te-ai plimbat niciodată cu duba? Dar cum îmi răspunzi? Să am eu atâția gologan de câte ori te-au hățași pe tine. Pe mine să mă faci? Taci! Mă, te crăpezi! Să nu te legi de clientela mea, auzi? Gablă, bătrână! Târfă! Ce-i acolo? Tacă-ți gura! Uite poliția! Să te legi de o clientă în timp ce târguiește, asta e țigneală curată. Șterge-o de aici. Fii mulțumit că nu te-am dat pe mâna agentului. Nu vrei să te cari? Bine? Atunci plec eu. N-am chef să ajung la politic. Poftim. Un om căruia i-am dat mereu ba un franc, ba 2 franci pe săptămână. Nesimțit. O vorbă. Hei, o vorbă. A șters-o. N-a priceput nimica. Ce am eu cu târfa asta? Cu ea am. Că toate fac la fel. Doamna Cointreau, doamna Lesi, doamna Bayard, toate se fac că nu mă mai cunosc. Toate și toți. Adică cum? Tribunalul îți dă 15 zile și ei te condamnă pe viață. Păi asta e drept. E drept să lași să crape un om cum să cade, fiindcă a avut odată de-a face cu vardiști. Oh! La pușcărie, uneori, când ieșeam prin curte, era soare. Acum cerul e întunecat și plouă mărunt și des. Ce umezeală. M-a luat cu frig. Mi s-au muiat oasele. Și mi-e frig. Și mi-e foame. De când n-am mai mâncat.
Așa. Grapă. Grapă, moș Crencăbii. Câteodată îmi pare rău că nu mai sunt acolo, la pușcării. Da, da. Da, vino. Vino, agentule, că nu mi-e frică. Nu, nu mi-e frică. Adică, oh, sigur, oh, ce dobitoc sunt. Acum știu cum să faci ca să ajung acolo. Uite, agentul s-a oprit lângă felinar. Hai, hai, curaj, curaj, moș Crâncăbii. Ei, dar ce te holbezi așa la mine? N-ai mai văzut un agent? Ce, vrei să-mi spui ceva? Jos sticleți. Cum? Am spus jos sticleți. Asta nu-i frumos. Nu-i frumos la, la vârsta dumitale. Hai, descurcă drumul. De ce nu mă duci la închisoară? E, dacă aș sta să mă țin după toți bețivii care spun vrute și nevrute, n-aș mai scoate-o niciodată la socoteală. Și la ce bun. Nu, dumitare, s-am spus jos sticleți. Nici dumitare și nici celuilalt. Aveam așa un gând. Pentru un gând or altul, așa ceva nu se spune unui om care își face datoria și și îndură și el destule. N-ai de ce să-l insulți. Nu-i frumos. E, și acum gata, hai. Vezi-ți de drum. Bună seara. Mă strigă. Eu! Aici, ai sus, la fereastră. Ah, tu erai? Dar unde ai întins-o așa prin ploaie, fără umbrelă? Unde mă duc? Da! Mă duc să mă arunc în Sena. Oh, să nu care cumva să faci una ca asta. Apa e rece și udă. Da? Și tu ce zici să fac? La ce bun? La ce bun? Nu știu nici eu, dar așa trebuie. Stai că vă jos! Crâncăbii, necazurile se sfârșesc și ele odată și odată. Curând o să vinzi iar varza și morcovii dumitale. Ți-o-mi spun eu. Hai, hai, vino sus la mine. Am pâine, un cârnat și o litruță. Hai, 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 vino. O să mâncăm ca niște milionari. Și și să-ți fac și o saltea ca mea. Mai am și saci, mai am și talaș. Și pe urmă, mâine, mâine începe o altă zi și, și o să vedem ce-i de făcut. Hai, hai, vino, moșule, vino, tăticule bătrân. Șoricelule, ești tânăr. Viața încă nu te-a stricat.
lumea e rea. Dar tu nu ești încă lume. Puire, poți să te lauzi că ai salvat un om. Oh, nu e mare lucru. Prea mândru n-ai de ce să fii. N-o să se schimbe pentru asta nici luna de pe cer, nici republica n-o să se facă mai frumoasă. Dar ai salvat un om, șoricelule. Ați ascultat Justiția și-a spus cuvântul sau Crâncă B, de Anatole France. Distribuția a fost următoarea: Crâncă B, Vladimir Maximilian, artist al poporului. Agentul numărul 64, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Doctorul Mathieu, Vasile Lăzărescu. Avocatul Merle, Mircea Balaban. Aprodul, Ion Iliescu. Obare, Mihai Berechet. L'Armit, Ion Anastasiad. Vânzătorul, Toni Buiacici. Overpin, Haralambie Polizu. Un agent, Ion Aurel Manolescu. Șoricelul, Silvia Chicoș, artistă emerită. Laura, Nelly Sterian, artistă emerită. Doamna Baiar, Natasha Alexandra, artistă emerită. Crainicul, Alexandru Demetriad. La chitară, Traian Petruț. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.